Bună ziua și bine ați revenit la Taifascu! Tu, grăsuța! Ce faceți, grăsuții mei? Știu ce o să zice. Uleu, asta cât mai stă îmbrăcat așa? Cât vreau eu. Faza-i că, vă dați seama, ca să schimb frizura, să schimb bluza, să schimb chestiile astea, mai ales că este bluză pe gât, o să-mi denorocesc machiajul. Așa că am zis că, băi, hai să filmez, pentru că săptămâna asta am să fiu ocupată cu felicitări. Am zis că hai să filmez toate videole acum, așa o să aveți voi video în fiecare zi. Chiar dacă sunt îmbrăcată, conținutul este diferit. Așa că, da, astăzi vom face Sephora Play. A ajuns Sephora Play și m-am uitat și o să văd cam ce e înăuntru. Mi s-a părut interesanțel. O să facem împreună, o să desfacem și o să vedem împreună. Și da, faza e că eu nu știu cum am făcut abonamentul la Sephora Play. Nu știu unde, nu știu cum, nu știu cum am abonat, nu știu, pentru că vreau să pun pe numele meu, înainte era pe numele, e pe numele meu, dar era pe cardul soțului și vreau să pun pe cardul meu și nu ne dăm seama unde am făcut abonamentul. Eu am făcut ca un fel printr-o companie sau ceva, n-am făcut direct prin Sephora și nu-mi dau seama. Deci nu-mi dau seama cum să fac. Voi ce faceți, grăsuții mei? Sper că faceți bine. Abonamentul de luna asta se cheamă Share the Love. Și arată așa posterul. Share the Love, Share the Love. Adică împărtășește iubirea. Văd că sunt interesanțele chestiile astea. Ai putea să le tai și să le lipești pe... Să lipești pe o chestie. Pe o chestie, pe o trestie. Ok, avem cardul cu 50 de puncte. Îl am și pe cel de luna asta. Nu știu ce să fac, nu știu. Ar trebui să merg totuși să cumpăr ceva de la Sephora pentru că expiră alea 50 de puncte și chiar sunt importante astfel de puncte. Și da, o să vedem noi ce anume o să cumpăr. Acum, începem cu... Să vă arăt punguța, da? Am uitat să vă arăt punguța, îmi place la nebunie punguța. Zice, feel the love. O, cât de frumoasă. Părea fi Betty, sinceră să fiu, părea fi Betty, dar nu e. Și e roz și cu roșu și cu love, love is in the air. Ador punguța de luna asta. Avem, primul produs este Atelier Cologne. Este un parfum și o felicitare, o telegramă de fapt. De la firma asta. Ia să vedem ce telegramă. Atelier Cologne, absolut, făcut în Franța. Bine că telegrama e mai mult să-ți prezinte ție ce și cum. Am să o pun în cutia grăsuțelor dacă vreți să o vedeți. Și este un parfumel, esență de vanilie. Eu ador vanilia. Ia să vedem cât de fain e. Am pus un nas ca să miros tot timpul. Chiar miroase foarte bine. Se bag bine aici. Miroase așa, are un miros de la rici. Știi cum miroase bogătași și bogătanii? Așa miroase ăsta. Credeam că sunt murdară de ruj. Deci miroase foarte, foarte bine. După avem See You Later Circus de la Believe. Este o cremă de ochi. Moisturizing Eye Balm. Deci, cică este foarte bine pentru chestiile astea. Dacă observați și mie a început să-mi apară pentru că nu prea dorm. Și da, normal că o să-ți apară. Am să încerc și o să văd care și cum e treaba. După avem Radiance Relieved Peter Thomas Root Peeling Gel. Și că e ca un fel de mască să-ți îndepărteze pielea moartă de pe față. Lift and sweep. Rise well with water.
și că trebuie să aplici. Da, se face ca un fel de mască și după aia trebuie să o dezlipești de pe față. Sunt foarte curioasă cum e chestia asta și că ar trebui să-ți lese fața ca un fund de bebeluș. Credeți prostiile astea că-ți lasă vreo cremă fața ca un fund de bebeluș? Eu cât am încercat până acum, nici un abre nu mi-a lăsat corul de bebe pe fața mea. Trebuie să mai încerc și altele, nu mai scumpe, nu mai mocăciunile astea care le primesc. După avem... o cremă... Nu e o cremă, e un fard de ochi de la Laura Mercier. Caviar Stick Eye Color in Rose Gold. Deci este un deluxe size. Este un fard de ochi care e crăpat, din păcate. Dar arată foarte bine. Poți să-l folosești și ca iluminator. Așa de bine arată fardul. Vedeți? Și are așa o chestie, o tendință de asta de zi să zic, cremos. Chiar foarte drăguț. După avem A Very Good Idea de la Sephora. Este un ruj. Culoarea berry. Deci arată așa. Culoarea un fel de roșu, burgundi. Nu-l mai desfac pentru că ăsta merge în cutia grăsuților. Și după avem Pink Me de la NARS. Este un creion de buze. Uitați-l ca să desfac. Creion de buze. Și e culoarea asta de rozul pițiponcesc. Stam să-l probez și eu. Ok. Peeling gel, asta am să o probez eu pentru că nu vreau să vă dau ceva care o să vă nenoroșească dacă sunteți sensibile. Crema de ochi, parfum, da, doar ăsta merge la cutia grăsuților. Mai încerc și eu unele produse. Așa că, da, ăsta a fost Sephora Play, a fost foarte scurt. Dar ne să facem noi un swatch la ăsta de la NARS pentru că ăsta rămâne mie. Deci este un roz, chiar arată binișor. Mă aștept să-l probez. Ce buzane mi-am făcut, frățică. Da. Da, e mirosa parfum. Sper să îmi stea bine. De obicei îmi stă bine culoarea asta. Bine, da, cu roz și să fiu brunetă. Nu știu dacă o să-mi stea bine cu roz și să fiu blondă. Arăta parcă prea... ieftinel, nu știu cum să zic. Da, asta a fost video, este un video foarte scurt, este cu Sephora Play, este abonamentul de $10 pe lună și ai posibilitatea de a încerca 1, 2, 3, 4, 5, 6 produse în mărime de mostre, adică nu sunt full size, cum au cei de la Ipsy câteodată mărime mare sau cum are BoxyCharm care tot timpul are produs full size și... Da, video viitor am să fac un haul de la un pic de la second hand, un pic de la magazin, un pic de colo, un pic de dincolo. Și da, ăsta a fost video de astăzi, v-am zis, este un video mai scurt, mai avem și de astea. Știu că v-am obișnuit cu video lungi, dar mai avem și video de astea mai amătâitele. Și da, nu uitați grăsuții mei, tot timpul alegeți să fiți fericiți și fericite în viață, tot timpul alegeți să încercați lucruri noi. Tot timpul alegeți să iubiți. Și ce este cel mai greu să faci în lumea asta? Este greu să fii bun. Deci pe bune, este foarte greu să fii bun. Este foarte greu să zici o vorbă bună cuiva. Să zici o înjurătură sau să zici o vorbă urâtă sau să faci ceva care știi că nu e corect, e foarte ușor să-l faci. Dar cel mai greu este să fii bun. Deci bunătatea e foarte scumpă în zilele astea. Așa că, da, încercați. Cât de puțin să fiți mai bun în fiecare zi. Chit că eu am și eu greșelile mele fără număr. Dar în fiecare zi încerc să fiu mai bună și odată ce am făcut o greșeală încerc să învăț din ea și să nu o mai fac
și încerc să stau departe de persoanele care m-ar influența să fac anumite chestii care nu sunt bune sau ceva de genul ăsta. Deci încercați și voi tot timpul să alegeți să fiți fericiți. Și să fiți fericiți nu pentru că vor alții, să fii fericit pentru că așa vrei tu să fii fericit, să te îmbraci cum îți place ție și să nu ții cont că, băi, stai să vezi că ți iese șunca la, ce știu eu, pe la burtă sau ceva. Cine nu-i place să nu se uite? Cum adică? Ce contează în viața asta? Să fii tu fericit sau vezi, Doamne, că se uită ăla și că nu-i place? Dureter fix. Da, ăsta a fost video de astăzi. Încă o dată, nu uita să fii fericit. Iar dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-mi lași un like și nu uita să te abonezi. Și ce să vă mai zic? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet că ne adunăm așa de mulți în fiecare zi. Vă mulțumesc că îmi lăsați tot timpul comentarii. Știți foarte mult că eu apreciez foarte mult comentariile voastre. Le citesc tot timpul. Dacă nu răspund la toate, măcar dau un like. Dar în primele 2-3 zile nu mă întorc înapoi la... că sunt aproape 300-400 de videouri, deci sunt foarte multe, nu pot să mă întorc în urmă să răspund la comentarii, dar dacă lași comentariu în primele 2 zile de când am făcut acest video, e posibil să-l citesc și să-ți las like, inimioară și să-ți răspund. Vă mulțumesc tot timpul că vă luați, că rupeți din timpul vostru. Mai era cineva că nu mai pune atâta publicitate, că îmi este greu tot timpul să sar peste ea. Vă rog frumos, nu săriți peste publicitate. Publicitatea este cea care mă ajută pe mine să fiu plătită. Deci cum ar veni când tu dai skip la publicitate, nu vrei ca eu să fiu plătită. Și dacă ești în grupul grăsuților, adică vrei să fiu plătită, că fiind eu plătită, pot să ajung și eu pe rândul, la rândul meu pe altcineva. Dacă ați observat, și nu știu dacă ați observat, dar eu... banii pe care îi fac pe YouTube sunt foarte puțini, adică foarte, foarte puțini. Nu aveți impresia că eu fac mii și milioane de dolari aici, nu fac, sunt la început, de bine fac 100 de dolari pe lună și nu tot timpul, sunt zile care nu fac și se reportează la luna viitoare. Așa că, da, să nu credeți că fac bani. Mai erau persoane care îmi zicea că... Uitați că vă zic cum era. Da, am zis că video să fie scurt, dar se pare că îl lungim. Mi-a scris o persoană, mi-a trimis un e-mail și mi-a zis că te rog frumos să-mi zici și mie cum faci tu, pentru că de nu știu cât timp eu nu mai am servici și aș vrea să mă apuc de YouTube. Te rog frumos, am nevoie disperată de bani, știi? Adică să fac, să am un servici. Stăteam și mă gândeam, cum adică ai nevoie disperată de bani, de un servici? Tu ai impresia că dacă te apuci de YouTube, faci bani, cu banii, gârlă, faci ce ai. Eu prima oară am fost plătită acum vreo 7-8 luni sau 9 luni de zile după ce am făcut, după ce m-am apucat de YouTube, cred că 7 luni în română și 9 luni, 10 luni în engleză au trecut de... cum să zic, că până am fost plătită cu suta aia de dolari. Și YouTube-ul e o pasiune. În cazul meu, să am prieteni, pentru că sunt într-o țară străină, să-ți faci cunoștințe aici, să-ți faci legături aici, este foarte greu, pentru că America e plină de culturi diferite și ți este foarte greu să te apropii de o altă persoană. Iar românii în jur, cel mai aproape român pe care l-am este la 40 de minute distanță, deci nu e ca și cum am ieșit în fața blocului și am 20.000 de români. Deci este foarte greu să-mi fac prieteni și de aici mi-a venit ideea mea să fac YouTube prima oară în limba engleză, să am și eu cu cine vorbi toată ziua, că vorbeam numai eu cu soacra și cu bărbatul meu și vă dați seama că o persoană simte nevoia să mai comunice și cu altcineva, eu cel puțin care... Eu în România sunt o persoană care îmi place să am prieteni, îmi place să ies, îmi place grupurile de prieteni, deci eu m-am simțit foarte, nu știu cum, m-am simțit rău primii ani cel puțin că nu aveam prieteni și că nu puteam să fiu toată ziua bună ziua cu câte cineva, deci eu chiar am suferit din cauza asta. Și de asta mi-am făcut canalul de YouTube, ca să vorbesc în primul rând limba română, pentru că ați văzut că eu am foarte multe probleme cu a vorbi corect limba română.
Din cauza că toată ziua, bună ziua, eram cu engleza în sus sau cu spaniola, cu soacra mea, deci mi-este greu să... Adică mi-era greu să mai aduc aminte anumite cuvinte în limba română și de asta am zis că un canal m-ar ajuta. Bine, m-ar ajuta după ce mi-a zis Haiki să fac în limba română, că prima oară îl aveam pe engleză. Și da, nu faci bani din YouTube, cel puțin primii 4 ani, cred că primii 3-4 ani, n-ai să câștigi, să te poți să zici că, băi, uite, am 4 ani de când fac YouTube, câștig și eu o sumă care îmi permite să stau acasă. Vedeți că eu tot timpul ba vând pe YouTube, pe eBay, ba vând felicitări, ba fac altceva. Deci nu e că și cum YouTube-ul este slujba mea de 24 de 24, plus că mie, eu făcând treaba asta de acasă, îmi permite să fac video în fiecare zi, că dacă aveam un serviciu, ați văzut cât am lucrat la băbuța aia și aveam grijă de ea? Mi-a fost foarte greu, eram foarte obosită, că făceam și vânzări, mergeam și la băbuță și făceam și video în fiecare zi și a trebuit să renovez și camera, deci mi-a fost foarte, foarte greu perioada aia, nu cred că aș putea să am o slujbă normală 8 ore și să vin acasă să filmez în fiecare zi sau să mai fac și vânzări pe lângă. Pentru că, na, sunt doar 24 de ore, din care 6 se duc numai pe somn. La mine sunt doar vreo 3-4, dar sunt zile când recuperez și dorm aproape toată ziua. Și, da, nu te apuca de YouTube dacă mintea ta este, bă, frate, am să fac milioane și o să curgă banii, pentru că nu toată lumea face un video viral și... Da, fac o grămadă de bani. Ok, încă o dată, ăsta a fost video de astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să-mi lăsați un like și alege tot timpul să fii fericit. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vedem și data viitoare. Pa!